Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. A trebuit să mă dea la orfelinat. Mama trebuia să crească doi nepoți. Mariana devine campioană mondială la cel mai dur maraton din lume. Îmi cumpăram Adidas de la second hand și îmbrăcăminte și nu mi-e rușine să o spun. Și cu Adidas și de la second hand am câștigat 33 de ore și 247 de kilometri parcurși. Sunt momente în care alergi dormind. Băi, poți! Tu poți! Bună seara, sunt Antonia Fuduliu, bine v-am regăsit! Mariana Nenu este una dintre campioanele mai puțin cunoscute ale României. După ce a fost abandonată într-un centru de plasament, de la 3 ani a început sportul de performanță. Astfel, după ani grei de antrenamente și nenumărate medalii, Mariana devine campioană mondială la cel mai dur maraton din lume, unde a alergat 246 de kilometri în 33 de ore. Vă invit să-i cunoaștem povestea în detaliu, stați cu noi! Dragii mei, astăzi seară la Spune-n Cum se află doamna Mariana Nenu, una dintre cele mai puternice și ambițioase femei ale României. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația, doamna Nenu. Vreau să vă întreb la început, de unde ați preluat această ambiție și putere de care dați dovadă și despre care vom discuta pe parcursul interviului? Probabil că ambiția vine din interior, de la părinți și din viața pe care am dus-o de când m-am născut. Unde v-ați născut? Eu m-am născut în Bârlad. Am crescut acolo de mică până la 9 ani. Am fost la un orfelinat. De la 3 la 9 ani am făcut gimnastică în Bârlad. Apoi m-am mutat undeva în Telorman. Din păcate, ați fost abandonată la un centru de plasament. La ce vârstă v-a abandonat mama? Ideea este că nu a fost vorba de abandon, a fost vorba de o situație în familie în care a trebuit să mă dea la orfelinat datorită faptului că mama trebuia să crească doi nepoți, să aibă grijă de ei și a fost o situație puțin mai complicată. Și ați reușit să înțelegeți de ce a ales să crească doi nepoți și nu propria fiică? Da, am înțeles-o foarte bine și situația asta în faptul că numai atunci când ești părinte înțelegi prin ceea ce trece un părinte și cum este forțat părintele să renunțe la propriul copil sau diverse situații din viața părintelui. Uh-huh. Și ca dreptatare nu trebuie să judecăm ceea ce s-a întâmplat în familia mamei. Ideea este să rămâi unit cu familia și să-ți iubești mama, chiar și familia, indiferent ce face pentru tine. Că și noi, ca și copii, ca și copil, poate și eu am făcut foarte multe greutăți și mama m-a iertat. Asta e viața. This is life. Vă admir foarte mult pentru modul în care gândiți. La ce vârstă vine mama să vă ia acasă? Da, mama a venit să mă ia acasă la vârsta de 9 ani. De la casa de copii terminasem partea de gimnastică pentru că nu mi-a mai permis în Telorman să fac partea de gimnastică și am continuat cu atletismul. Deci de la 9 ani m-a luat mama acasă. Care era relația dintre dumneavoastră și mama? Cum o percepeați pe această femeie care a lipsit? Asta este realitatea, a lipsit mare parte din copilăria dumneavoastră. Ce a însemnat pentru dumneavoastră atunci când s-a întors să vă ia acasă? Când s-a întors mama să mă ia acasă, a fost un moment mai special. Bine, acum mă gândesc că ea nici nu mai este printre noi. Dar a fost un moment mai special. A venit, m-a luat. Știu că m-a dus la restaurant. Am mâncat foarte mult cașcaval. Ceea ce nu mâncasem.
acolo. Noi avem o disciplină aparte acolo, mai ales noi, cei care făceam sport, gimnastică. Am adus la restaurant, am mâncat o bucată așa de cașcaval, eram foarte fericită și mi se părea o persoană străină, nu o cunoșteam, și pe parcurs ce a stat de vorbă cu mine, m-a adus acasă, mi-a explicat, eu sunt mama ta, și ușor, ușor am prețuit-o, s-a luptat pentru mine. A avut foarte multe joburi, dar copilul nu și l-a lăsat. Și vreau să spun că și în momentul de față, indiferent ce s-ar fi întâmplat sau ce s-ar întâmpla, dragostea de mamă nu se uită. Pentru că îmi spuneau foarte multe persoane, cum, dacă pe mine mă lăsa la casa de copii, eu uitam, nu mai era mama mea, eu sunt altfel. Pentru că mie îmi place să iert, eu chiar iert, indiferent cine mă jignește, cine îmi face rău. Nu pot să urăsc. Asta sunt eu. Îmi dau seama că s-a creat o relație puternică cu timpul între dumneavoastră și mama. Și faptul că atunci când v-am întrebat despre ea, ați început să plângeți, îmi dau seama că ați iubit-o extrem, extrem de mult. Da, foarte mult, pentru că și cu toate că eu îi făceam foarte multe rele, în sensul că ea îmi spunea, mie, Aela, mamă, uite să spăl vasele chiar la 9 ani, stăteam pe scaunel și spălam vasele, cântam melodii de-ale Mariei Cârneci, de-a lui Gabi Luncă, și am învățat de mică să spăl vase, să fac curățenie. Dacă vroiam afară și nu... mai erau momente în care mă pedepsea mama și mă închidea în casă, eu săream pe geam, mă duceam, mă jucam toată ziua, după aia intram înapoi pe geam și tot așa. Adică, indiferent că mâncam bătaie sau nu mâncam bătaie, mama e una. Așa este. Povestiți-ne cum a fost în centrul de plasament, cum ați fost tratată acolo, pentru că majoritatea celor care ies de acolo spun că viața în orfelinat nu este una roz. Să știți că eu am avut un noroc divin, adică în sensul că la Bârlad, acolo în casa de copii, nu am... ne băteam între noi, ne certam ca și copii, alergam, fugeam, dar ideea este că nu am fost tratată crunt, în sensul că să țin minte să se fi întâmplat ceva rău. Vreau să zic că am avut cumva o protecție divină, în sensul că s-a întâmplat odată în care am fost înfiată de o doctoriță din Vișoara și doctorița respectivă a început să mă bată că nu învăț tabla mulțirii de la 7 în sus. Și în momentul respectiv a trebuit să fug de acolo, să fug la casa de copii înapoi, direct în brațe la directoare. Și directoarea mi-a dat o portocală, ceea ce pe timpul Ceaușescu nu găseai portocale, mi-a dat o portocală și nu mai aduc aminte ce, tot așa, dulciuri. Și apoi a venit doctorița respectivă spunând că nu mă mai găsești. Și directoarea i-a spus ceva de genul, dumneavoastră, dacă ați venit să înfiați un copil, îl înfiați și îl creșteți cu multă dragoste, nu bateți copiii. Și așa că i-a dat interdicție să mă înfieze copii. Apoi s-a întâmplat și a venit mama. Tot așa a fost ca o chestie divină. A venit mama, m-a luat și de atunci am fost numai lângă mama. La vârsta de 3 ani, dacă bine știu, în orfelinate ați început sportul de performanță. De obicei, copiii în orfelinate nu sunt încurajați să devină cineva, să facă ceva. Cine v-a susținut? Se face o preselecție și a copiilor care sunt mai talentați. Și printre copiii respectivi am fost și eu. Da, îmi plăcea sportul și îmi place la ora actuală, iubesc foarte mult ceea ce fac. Am plecat cu gimnastică,
Din păcate, după 9 ani n-am mai putut să continui pentru că nu am mai putut, în videle nu exista asta de club de gimnastică, ceva de genul. Dar acolo am făcut, în Bârlad, de la 3 la 9 ani am făcut gimnastică. Și mi-aduc aminte că ne lua din clasă și ne spunea fetele de la gimnastică, sunteți așteptate la sală. Adică la modul ăsta eram și făceam pregătiri foarte intense, foarte dure, indiferent de vârsta pe care o aveam. Toate eram aliniate, ban șpagat, ba podul, ba roata, ba anumite exerciții care se fac la gimnastică. După ce ați ieșit din orfelinat, ați continuat să faceți sport? Mama v-a susținut? Cum v-ați descurcat financiar? După ce am ieșit din orfelinat, am ajuns la în Telerman. Vreau să zic că mi-a plăcut să cânt. M-am axat pe școală. Mama nu prea își permitea să... Nu-și permitea... Meditații nu prea existau pe atunci. Învățam cum învățam pe timpul Ceaușescu. Eram genul de om care era bătăușă și îmi doream să fiu mult mai deșteaptă decât băiatul profei de română a dirigintei. Îmi plăcea să fiu mult mai deșteaptă decât băiatul profesoarei de franceză. Și eram puțin ofticată că la mine în clasă erau copii care aveau o situație financiară foarte bună, pe când mama a trebuit să-și lase serviciul de la CFR secretară și a ajuns să lucreze pe șantier. M-am dus să mă ajutat-o, dar în același timp eram și cu școala și sportul nu l-am lăsat pentru că iubesc foarte mult și practicam probele de 400 de metri, 800 de metri, 1500 de metri. Era pe atunci oina și mi-aduc aminte că aveam și sulița mea și veneam cu sulița acasă. Se speriau cam toți când mă vedeau pe stradă că merg cu sulița. Doamna Nenu, v-ați cunoscut tatăl biologic? Ați întrebat, v-ați dori să-l cunoașteți? Da, l-am cunoscut pe tatăl biologic undeva în Moldova. A venit la ușa mătușii mele, la unchiul meu, să-mi spună că e tatăl meu și, din păcate, i-am spus să-mi pare foarte rău. Nu te cunosc, mama s-a chinuit singură cu mine. Tu ți-ai bătut joc de mama mea, așa că te rog frumos să părăsești această curte. Și... pentru mine nu ești tată. Tată pentru mine este tatăl care l-am acum, este la videle, pe el îl iubesc foarte mult, el a avut grijă de mama mea, a avut grijă de mine, mi-a cumpărat ce cărți am avut nevoie, ce caiete, ce absolut orice. Pentru mine el e tată. Și nu ați mai continuat să păstrați legătura cu tatăl biologic? Nu știți nimic în prezent dacă este... Nici nu m-a interesat. Un om care... efectiv și-a bătut joc de mama mea, pentru mine nu există. La rândul dumneavoastră ați devenit mamă. Este greu să fii mamă, mai ales că o parte din copilărie nu ați stat lângă mama? Da, este foarte frumos să fii mamă. Îmi iubesc copilul foarte mult. Acum el este la casa lui, are soția lui, prietena lui, o fată extraordinar de creativă și educatoare, este pe drumul cel bun și ca drept atare e foarte frumos să știi că cineva acolo te iubește. Și dumneavoastră ați spuneați, pentru că cu siguranță mulți dintre cei de acasă vă recunosc pentru că ați participat la un concurs destul de renumit la noi la televiziunile din România, la Exatlon, ați participat cu ceva ani în urmă și cu siguranță oamenii vă recunosc și acolo ați declarat că băiatul dumneavoastră este cel care vă motivează, de fapt, să luptați. Da, el este una dintre motivațiile mele. Pot spune că mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că este sănătos, că are jobul lui, este pe picioarele lui și să nu uităm niciodată că și noi ca părinți și el ca și copil, relațiile dintre părinte și copil niciodată nu se vor pierde niciodată. Pentru că există feeling-ul acela între mamă și copil și la fel.
Acum, el fiind la casa lui, chiar dacă eu am nevoie de ceva, el mă poate ajuta ori prin telefon sau cu orice informație, cu orice. Adică ne putem ajuta reciproc. Asta e ceea ce e cel mai bun. Pentru că sunt o grămadă de copii care poate nu ascultă de părinți sau invers. Depinde de situația familiară, depinde de foarte multe circumstanțe. Ideea este să știi să-i transmiți copilului, ce e mai frumos în viață, ce e mai bun. Cât se poate, cât e timpul de a-i oferi. Când nu mai e timpul, fiecare copil la o anumită vârstă știe ce decizii trebuie să ia în viață. V-ați crescut copilul singură? Copilul meu a crescut în familie. A fost un moment în care noi ne-am despărțit și el a trebuit să rămână alături în casa socrilor mei. Dar asta nu înseamnă că eu mi-am uitat copilul sub nicio formă, indiferent prin greutățile prin care am trecut. Pot spune că tot el este copilul meu și îl iubesc foarte mult. A fost sportul un refugiu pentru dumneavoastră, pentru că nu vă opriți nici astăzi. Veniți în acest platou de la un antrenament, de fapt. Vă antrenați în fiecare zi și mai târziu ne veți spune pentru ce vă antrenați, pentru că mai întâi vreau să vorbim despre toate medaliile dumneavoastră pe care le aveți acasă. Sunteți o campioană importantă a României și acum vreau să vă întreb de ce credeți că nu se vorbește atât cât ar trebui despre campionii României. Da, ar trebui să se vorbească mai mult despre campionii României, pentru că în ceea ce privește, se vorbește mai mult în ziua de azi de fotbal, dar să nu uităm că fotbalul totuși e un sport de echipă față de sportul individual, cum e la noi în atletism, cum e la MMA, cum e la înot, sportul este individual. Și atunci antrenamentele sunt individuale și în ceea ce mă privește pe mine, este în funcție de timpul meu liber și de pasiunea care vine din mine. Faptul că eu mă trezesc pe fiecare dimineață la 4:50 dimineața și îmi doresc să fac un antrenament dimineața și un antrenament seara, apoi să plec la serviciu, contează foarte mult. Să vină pasiunea aia din tine, că degeaba îți zice antrenorul să faci aia, să faci aia, dacă tu nu vrei din tine să pornească chestia asta. Bă, îmi doresc rezultatul ăsta. Bă, pentru ăsta trebuie să lupt. Da? E, în cazul ăsta pot spune că totul vine din partea fiecărui sportiv. Cât de mult își dorește? Eu, da, îmi doresc foarte mult. Mi-am dorit anul trecut să particip la campionatul mondial din Taipei, numai că situația financiară prin care treceam nu era una tocmai care mi-am dorit-o. A trebuit să muncesc foarte mult. Mă duceam și făceam curățenie pe la prietene să le ajut. Dar ceea ce pot spune este că de antrenamente nu m-am lăsat. Sunt concursuri care îți ies, concursuri care nu îți ies. Indiferent cât te antrenezi, contează foarte mult pe lângă antrenament, contează foarte mult recuperarea, contează foarte mult psihicul, să nu te streseze faptul că vrei la un concurs în Taipei și tu nu ai bani de avion, 1600 de euro. Deci contează foarte mult, ținând cont că noi nu suntem sponsorizați de Federația Română de Atletism. Nouă ni se dă decât un simplu echipament și atât, înainte cu o săptămână, două. Ceea ce la femeie e foarte complicat, pentru că trebuie să probezi bustierele, trebuie să probezi colanții. Alergând 24 de ore, nu poți să alegi cu un singur echipament. Eu am avut momente am repornit motoarele, începând cu semi-maraton, maraton și toată nebunia. Îmi cumpăram Adidas de la second hand și îmbrăcăminte și nu mi-e rușine să o spun. Fraților, nu mi-e rușine. Și cu Adidas și de la second hand am câștigat la Constantin Adiță 39 de minute pe 10 km. Deci nu e nicio rușine. Important e ce e în suflet și ce vrei să realizezi. Nu încălțămintea, nu îmbrăcămintea contează. Contează
psihicul ăla, să-l ai de luptător, să-l ai de războinic. La modul ăsta vreau să spun. V-am spus că sunteți una dintre cele mai ambițioase femei ale României. Menționam mai devreme că vă antrenați zilnic, de fapt un antrenament dimineața și unul seara. Explicați-ne, pentru că nu toți ne pricepem la sportul de performanță, ce înseamnă un astfel de antrenament în fiecare zi? Păi, un astfel de două antrenamente pe zi, pot spune. Dimineața am făcut 30 de kilometri. Depinde foarte mult de concursul pe care îl pregătești. Dacă ai un concurs pe viteză, te pregătești. E un alt tip de antrenament. Dacă e un concurs pe anduranță, gen 24 de ore, la care o să mă duc, sau un campionat mondial de 48 de ore, de astfel, la care o să mă duc, contează foarte mult ce tip de antrenament faci. Contează foarte mult odihna. Contează foarte mult recuperarea, pentru că dacă nu ai recuperare ca la carte, și pe această cale îi mulțumesc domnului doctor Vasile Oșan, dacă nu ai recuperarea ca la carte, nu poți să faci performanță. Pentru că eu am avut acum 2 ani de zile, cam așa ceva, acum 2 ani, înainte să fac recordul la 6 zile, 6 nopți, să ies locul întâi în lume, am avut o pareză distală la picior, am fost la niște prieteni să-i ajut. Și vreau să spun că am făcut pareză distală la picior pentru că mi s-a compresat nervul aici la genunchi în lateral, mi s-a compresat nervul și nu mai simțeam. Luând legătura cu domnul doctor, am fost la dumnealui la clinică și m-a refăcut. Vreau să zic că m-a refăcut prin metodele care le are la clinică, plus că am lucrat și acasă, ca să nu mai spun că momentele respective plângeam noaptea, devenisem, eram foarte stresată, mă trezeam noaptea, plecam dimineața la alergare la 4 dimineața ca să nu mă vadă colegii în iore că sunt accidentată, încercam să merg, cădeam de nu știu câte ori, cu piciorul așa, nesimțindu-l. După aia, ducându-mă la clinică și rezolvându-mi problema, ușor, ușor am prins încredere în mine. Pentru că și terapiile contează foarte mult, recuperarea, vreau să spun. Și oamenii care e acolo, pe care chiar îi felicit și oameni foarte profesioniști. Dar vreau să zic că pe lângă recuperare contează foarte mult echipamentul, contează oamenii pe care îi ai alături și care te ajută necondiționat. Sunt oameni care sunt sportivi, pot să dau un nume, campioni mondiali. Domnul Amato Zaharia, familia lui, sunt oameni care mă ajută necondiționat. Adică dacă ar fi să zic, domne, am nevoie de ceva, sunt oameni care au sărit și m-au ajutat. Pentru că oamenii ăia mă știu de ani de zile, mă văd că sunt, e disperată aia Niore care aleargă de la 4.50, mă văd că mai pun poze, da? Și vreau să spun că văzându-te cum te antrenezi, da, că am alergat alături de Yamato Zaharia, de Yanni Zaharia, am alergat cu ei, îi văd în parc, toată echipa, da, îi văd acolo cum se antrenează. Deci, campion la campion trage. Așa este. Și când știți care e toată chestia? Noi ne înțelegem, pentru că la noi e o luptă individuală, nu suntem ca la fotbal, da, pentru că la emisiune unde am fost, băteam pe toată lumea la fotbal, pe nisip. Și ceea ce e foarte greu. Dar vreau să zic că contează foarte mult. Odihna, recuperarea, oamenii care te ajută. Când v-am sunat ca să vă invit la acest interviu, ați răspuns așa cu vocea destul de obosită, pentru că tocmai v-ați întors de la un antrenament cu sanie. Ați tras o sanie după dumneavoastră, din ce mi-ați spus. Deci cam la modul acesta vă antrenați. Da. Și nu este deloc ușor. Aș vrea să ne povestiți puțin despre ultramaratonul, dacă spun bine, din 2017 din Grecia, acolo unde deveniți campioană mondială, ați ajuns pe primul loc după 33 de ore și 247 de kilometri parcurși. Povestiți-ne mai multe despre asta. Da, deci în Atena există o cursă foarte renumită, unde nu ajunge cam oricine acolo. Trebuie să ai niște calificări.
Ceea ce e foarte important în această cursă este să termin cursa. Ceea ce am specificat că am fost prima româncă care am terminat cursa Spartathlon în 33 de ore și 40 de minute, cam așa ceva. Este o cursă foarte grea, cu 3500 diferență de nivel, în care sunt momente în care alergi dormind. Deci dormi și alergi. Da? După toată zona de asfalt, pe la kilometru 160, ai de urcat și un munte. Muntele ăla îl nimerești pe timpul nopții, unde poate să fie zăpadă, poate să fie frig, poate să fie 0 grade, depinde cum prinzi în anul respectiv. Dar cursa este foarte grea. Și am terminat-o. Apoi am fost la Ultra Balaton, în Ungaria, o cursă de 222 de kilometri. De asemenea, și pe aceea am terminat-o. Apoi am fost la la Ultra Balaton. Apoi am avut niște concursuri de 6 ore. Am luat recordul la 6 ore. Bineînțeles că după recordurile sunt făcute pentru a fi bătute peste un an, doi, o zi, două, așa cum am făcut și recordul pe bandă într-o zonă foarte, foarte renumită în Râmnicu Vâlcea, în comuna Măciuca. E un retreat în spa, deci o zonă foarte frumoasă, un eveniment extraordinar de bine gândit și făcut de către organizatori. Acolo am făcut un record cu diplomă de la Cartea Recordurilor pe bandă, un concurs foarte greu în care trebuia să alergi fără să pui mâinile pe bandă, nici în stânga, nici în față, nici nimic. Trebuia totul filmat. Am avut cameră de luat vederi sub umbrelă, în lateral. Oamenii de acolo s-au ocupat în situația în care erau 33 de grade, s-au ocupat să îmi aducă și ventilator cu apă. Oricum, a ieșit foarte, foarte bine. Emoțiile la final nu pot să vi le descriu, pentru că am pus melodia lui Sia Unstoppable, mi-a plăcut, și rezultatul a ieșit pe măsură. Pe lângă antrenamentele fizice, îmi dau seama că trebuie să stai foarte bine și cu mentalul. Cum vă setați? Aici este o problemă pentru foarte mulți sportivi. În spatele fiecărei femei puternice există un bărbat care are un mental puternic care mă ajută. Într-adevăr, am pe cineva care mă ajută foarte mult. Dacă n-ar fi fost această persoană, poate că nu aș fi reușit să fiu eu care sunt cea de astăzi. Pe lângă asta, contează foarte mult să asculți sfaturile, contează foarte mult să citești și să înveți din greșelile pe care, în le cazul faci. Meu, pe care le-am făcut. Mm-hmm. Da? Pentru că eu înainte eram genul de om care, ce-mi dă mie ăsta sfaturi? Știe el mai bine decât mine. Nu, trebuie să stai, să asculți, indiferent că te ceartă, stai și gândește și vezi unde e greșit. Bă, dar dacă am greșit eu? Pentru că de multe ori orgoliu e așa, nu? Eu nu greșesc, eu sunt cea mai tare, n-are cum. Nu e chiar așa. Deci, psihicul înainte de cursă se construiește etapă cu etapă. Pe lângă faptul că la cursele noastre noi trebuie să învățăm să ne trezim noaptea, brusc. Te-ai trezit, gata, hai, la 3, sculare, îmbrăcarea, la alergare, indiferent de oră. Ați fost vreodată tentată să renunțați pe traseu? Da, de foarte multe ori. Ultramaratoniștii sunt tentați și au gândurile astea. Mă, ce caut eu aici? Ce se întâmplă cu mine? E ultima cursă. Nu mai vreau. Apar mental fel și fel. Și dacă apar mental, clar că ți se duce durerea într-o anumită zonă. Exact. Aoleu, ischionul. Aoleu, genunchiul. Parcă mă doare, parcă m-aș duce la toaletă, apar niște chestii de genul ăsta. Dar dacă ce vă ține acolo, totuși? Ca să termin cursa? Da. Păi gândești prima dată, apar din cauza oboselii, apar anumite gânduri negative de abandon, de a renunța, de nu știu ce. Dacă există o situație mai critică, gen să fii în perioada aceea a femeii și tragi cât poți de mult, dar dacă nu se poate, nu se poate totuși.
Pentru că sunt curse, au fost curse care efectiv m-au scurs de energie din cauza perioadei respective. Dar altfel trebuie să-ți construiești mentalul. Și nu ți-l construiești decât cu oameni care au mentalul puternic și care îți spun, băi, poți, tu poți, du până la capăt, cursa nu contează, termin-o. Dar nu de fiecare dată ieși pe locul întâi. Important e să termin cursa, să o duci acolo până la final. Indiferent, pentru că mulți spun, a, n-a luat locul întâi, n-a luat locul doi, a, e praf. Nu e chiar așa. Important este să duci cursa până la final. Cum arătau picioarele dumneavoastră după ce ați finalizat cei 247 de kilometri parcurși în Atena? Cum vă simțeați? Deci în Atena, când am alergat prima dată în 2017, vreau să spun că mi-am luat niște Adidas și mi se pare că i-am uitat acasă și am stat la verișoarele mele, stăteau atunci în Grecia, am stat la ele și aveau o pereche de Adidas Asics și vreau să spun că zic, bă, cu ăștia o să alerg. Nu știu, mi s-a pus mie pata pe ei. Am alergat cu o singură pereche de Adidas de la cap până la final. La final, când am ajuns, pot spune că aveam degetele bășici pe degete, n-au descălțat organizatorii. Când ajungi la final, te descalță. Vin doctori, îți sparg bășicile, te spală pe picioare, spun picioarele neghiante, te spală pe picioare, îți pun picioarele în papuci, după aia te duc să-ți facă înapoi analizele, să vadă cum stai cu analizele după cursă, că facem analize și înainte și după. Dar în rest vreau să zic că în afară de picioarele cu bășici, în prima noapte, într-adevăr, n-am putut să dorm, mă rugam la Dumnezeu, Doamne, te rog, Doamne, lasă-mă să dorm și eu. 3 minute, 5 minute. Tot îmi băgam perna pe sub picioare, pe sub genunchi, între picioare, să pot să dorm, să team în fund și cu cap așa. Doamne, măcar 5 minute, măcar 5 minute. În fine, a fost cea mai grea noapte atunci. Dar pe parcurs ce alergi mai mult, mai multe curse, picioarele și plus dacă ai recuperare adecvată, după aia nu mai ai probleme. N-am mai făcut bășici, adică dureri la genunchi, nu. Am trecut altfel etapele, adică m-am dezvoltat în bine. Este adevărat că ați fost nevoită să lucrați în menaj, să faceți curățenie pentru a vă câștiga existența? Da, cum să nu? Mie nu mi-e rușine să spun. Chiar îmi place să fac curat foarte mult. Sunt puțin obsedată. Și asta nu e un lucru rău. E foarte bine ca femeie să-ți faci curat. În primul rând, aveam prietene în care mă simțeam la ele ca la mine acasă și chiar țin la ele foarte mult. Îți dai drumul la muzică, efectiv, te apuci și faci curat și pentru mine curățenia înseamnă fitness. Pentru că dacă mai ascult și muzică în timp ce faci curățenie, vii cu un vibe, vii cu o stare de asta de spirit foarte bună și asta pe mine mă determină să fiu motivată și chiar și în momentul când fac curățenie pot spune că mă gândesc la concursuri. Sunt momentele ale mele. Vă faceți strategiile, nu? Da, îmi fac strategiile, într-adevăr. Când fac curățenie, îmi fac strategiile și plus că merge totul brici când mai ascult și muzică. Vă place să ascultați muzică? Da, îmi place să ascult muzică și îmi place să și cânt. Îmi place să și cânt foarte mult. Poate vreodată voi avea ocazia. Așa, dar da, îmi place să fac curățenie și recomand tuturor femeilor și bărbaților. Nu este o rușine să faci curățenie, nu este o rușine să faci mâncare. Am lucrat la restaurant 13 ani de zile, făceam curățenie în tot restaurantul, ajutam în bucătărie, ajutor de bucătar, așezam mese, scaune, meza în plasuri. Deci nu e nicio rușine. Atâta timp cât tu îți faci treabă, îți iei banul. Așa este. Vă felicit și vă apreciez din inimă pentru ceea ce sunteți. Astăzi, din ce trăiți astăzi? Eu lucrez la o clinică de recuperare. De altfel, mulțumesc tuturor celor de acolo și domnului doctor, care într-adevăr este un om extraordinar și plus că el știe ce înseamnă sportul de performanță și vreau să spun că muncesc acolo,
lucrez pe partea de terapie, orice ar fi acolo. Chiar și dacă ar fi să dau cu mopul, adică pe mine nu mă deranjează. Atâta timp cât am de muncă și îmi câștig un ban cinstit, pentru mine e cancan. Care au fost cele mai grele recuperări? Pentru că am văzut că ați pus foarte mult accent pe recuperare. Contează foarte mult recuperarea. Ce a însemnat cea mai grea recuperare pentru dumneavoastră? Cea mai grea recuperare e atunci când am avut pareza distală și nu-mi simțeam piciorul stâng și stăteam seara în pat și plângeam. Și am scris când am ajuns, de fapt când am terminat de cules la vie atunci în cele două zile la niște prieteni de-ai mei, s-a întâmplat pur și simplu. Eram 20 de oameni, la nimeni nu s-a întâmplat nimic decât la mine. Faptul că eu am o altă structură musculară, asta a adus la accidentarea respectivă. Chiar și eu m-am mirat, piciorul drept puteam să-l folosesc, să fac dorsiflexie, piciorul stâng mă uitam la el. L-am sunat pe domnul doctor Vasile Oșan și i-am spus, domnule, uite ce s-a întâmplat, uite așa, așa, faci așa, faci așa și după aia te aștept la clinică. Apoi am început recuperarea și m-am dus la recuperare. Dar seara mă duceam, făceam antrenament. Antrenament în ce consta? Mergeam, mai alergam puțin, încercam să dau drumul cumva la pas, cădeam de fiecare dată. Iar stăteam, iar plângeam, Doamne, ce mă fac? Eu nu știu altceva decât să fac curățenie, Doamne, ce mă fac? Pe lumea asta nu știu decât să fac curaj și să cânt. Ce fac? Că dacă nu poți să-ți folosești piciorul, clar, oamenii au nevoie de tine să fii sănătos. Și atunci am făcut exerciții, am mers foarte mult, noaptea, seara, mergeam în parc, prin Iore, cădeam, mă ridicam iar. După aia a fost un concurs, mi-a zis prietena mea, Mihaela, hai că e un concurs, uite așa, faci și tu, Mari, ce poți. Am alergat 100 de kilometri pentru copiii bolnavi de autism pe stadionul Râmnicu Vâlcea. Nu vă spun că de 14 ore am căzut. Și de câte ori cădeam, îmi venea în cap, ridică-te. Nu contează de câte ori cazi, contează să te ridici. Mă ridicam și iar. Și vreau să zic că am făcut 100 de kilometri în situația de față. Dar, ușor, ușor, când am văzut că, datorită recuperării de la clinică, mi-am revenit, pot spune că am început să merg, să nu mai cad. Zic, opa, merg, ia stai să aleg eu puțin, mă râcâie așa. Și am început să alerg ușor, iar mai mergeam, iar mai alergam, iar mai mergeam. Și ușor, ușor mi-am revenit. După toată nebunia, deja mi-am pus pe listă cu un cursul, colo, colo. Și uite așa, a trebuit să ajung și în Ungaria să iau locul întâi în lume la 6 zile, 6 nopți. Așa că nu contează. Vă felicit. Spuneați că vă place foarte mult să cântați. Ați vrea să ne fredonați ceva, să ne cântați ceva acum spontan? Acum spontan. Stați puțin așa. Hidratați-vă. Supărat e omul, Doamne, mâine-i cuță, măi. Când se culcă și n-adorme, mâine-i cuță, măi. Ar mânca și nu e foame, mâine-i cuță, măi. Ar mânca și nu e foame, mâine-i cuță, măi. Felicitări și vă mulțumim. Vă mulțumesc pentru deschidere. Bine, acum sunt emoționat. Da, nicio problemă. Aveți o voce frumoasă și presupun că obișnuiți să cântați, chiar dacă sunteți singură. A, da, cum să nu? Îmi place să cânt. Îmi doresc să-mi cumpăr și microfon. Da, cum să nu? Îmi place să cânt foarte mult. Am mai multe melodii, le-am scris în caiet și cândva, nu se știe niciodată, când o să auziți. Da, poate... Da. Poate veți scoate un album, cine știe. Vă urăm succes. Da, nu se știe niciodată în viață. Doamna Nenu, de cât timp v-ați pierdut mama și ce s-a întâmplat cu ea? Mama am pierdut-o înainte să plec la emisiunea Exatlon. Nu știu cum s-a întâmplat. Efectiv, chiar nu știu. Știu decât că tata a ajuns acasă, o sigară, Oxana, mamă, hai să mâncăm. Și mama era în pat și, efectiv, în timpul somnului, după amiază, nu știu cum. Cam a fost atât. Un șoc pentru familie, pentru dumneavoastră. Da, vă dați seama că da, a fost un șoc, pentru că în momentul când mă duceam la țară, pot spune că
mama venea la mine, Mihai la mamă și mă învelea și indiferent că eram acum mare, nu mai eram copil mic, mă învelea și pe picioare. Hai Mihai la mamă, hai că uite am făcut ceai, hai că uite am făcut nu știu ce. Le spunea la toată lumea în sat, vine Mihai la mea, vine ce să-i mai fac. Adică, da, a fost un șoc. Mai sunt momente în care plâng și până la urma urmei, nu știu, așa a fost să fie. Că multă lume spune că a avut moartea foarte ușoară. Că nu știu, eu știu că mama n-a avut probleme cu absolut nimic. Era sănătoasă tun. Asta muncea grădina, muncea chiar de-aia și vândut apartamentul din Videle să cumpere casă la curte, să aibă ea florile ei, să aibă grădină, să răsaduri și toate nebuniile. Adică îi plăcea foarte mult. Avea livadă în spatele casei. Când mă culcam eu după amiază, bătea în gemulețul de la camera de mijloc, bătea, hai Mihaela, că am pregătit cafeaua, să o bem în livada. Adică erau momente foarte frumoase. Când văruiam copaci, hai Mihaela, să văruim copaci, lasă-mi pe mine, mami, că îi fac eu. Na, ne luam la întrecere, la lopată, la sapă, care dă mai repede. Da. Care este cea mai frumoasă amintire cu mama? Cea mai frumoasă amintire cu mama e atunci când prima oară m-a luat de la casa de copii, una la mână, și doi la mână când a rămas plăcut surprinsă că diriginta de mate i-a spus tu mama, cred că trebuie să o dați pe Mihaela la cibernetică. Și mama a zis, zice, eu nu știu ce e cibernetică. Păi nu, că Mihaela e foarte deșteaptă la matematică. Cine, Mihaela mea? Copilul meu? Cred că ați găsit copilul. Începuse să-mi placă foarte mult matematica din clasa 9 până în 12 datorită dirigintei. Așa, contează foarte mult profesorii. Dacă profesorii sunt răbdători, copiii prind. Dar dacă profesorii nu mai au răbdare, și mai ales în ziua de azi când toată lumea vrea meditații, eu n-am fost niciodată la meditații. Nu aveam bandă meditații. La engleză râdeam de profesoara de engleză, eram penultima bancă, a venit asta să scântească limba. La modul ăsta. Dar și plus că eram singura care pe lângă încă 2-3 mâncam bătaie de la profa de englez. Ne bătea cu rigla, ne dădea peste degete. Și ajunsesem să mă duc la olimpiadă la englez. Citeam Shakespeare în bibliotecă, adusese niște cărți din Irlanda. Dar acum dacă mă întrebați nu mai știu nimic de Shakespeare. Cum ați rezistat 3 luni de zile în Republica Dominicană, acolo la Exatlon, imediat după ce ați pierdut-o pe mama? Păi cred că Dumnezeu așa a făcut să fiu acolo în Republica Dominicană, imediat după ce s-a întâmplat cu mama, pentru că altfel cred că o luam razna. De rezistat? Păi ce să zic, decât că eu sunt un survivor. Adică am supraviețuit. Când eram la casa de copii, ne ducea, casa de copii era aici și clădirea unde dormeam era în altă parte. Și mergeam cu copiii câte doi și dacă găseam o roșie pe jos, o luam, o ștergeam de noi și o mâncam. Deci am supraviețuit de când mă știu. În sensul că la noi prima ediție a fost cea mai bună, cea mai interesantă, pentru că noi eram cei mai sportivi. Eu, Gianni Chiriță, Vladimir Deghia, Diana Bulimar, adică Anca Surdu, Diana Belbiță, Yamato Zaharia, toți eram sportivi și noi sportivii, noi ne știm. Noi eram cei care eram neaccidentați. Ceilalți care nu făceau sport și erau decât imitau, se accidentau. Adică nu poți să spui că ești antrenor de fitness și arăți într-un fel. N-ai cum să spui. Dar când ești sportiv, fraților, te bați, fraților, acolo și te luți pe mâncare să supraviețuiești, să făceam foamea. Era jale, adică n-aveam piepteni, stăteam să ne împletim părul, ca să, mai ales că eu eram blond, atunci aveam părul, ziceai că-i mătură. Ați rezistat și, într-adevăr, sunteți o supraviețuitoare și, doamna Nenu, acum la final de interviu, pentru că au trecut cele 45 de minute, dacă ceva nu v-am întrebat și ați vrea să transmiteți celor de acasă sau poate un sfat la final de emisiune, ce ați transmite? Eu ce aș transmite? Aș transmite să fiți unici, aș transmite să facă sport, da? Pentru că sportul este o problemă la noi în țară. E chiar o problemă. Foarte multe persoane sunt ponderale, dar sportul
vreau să spun că îmbunătățește atât mentalul cât și fizicul. Prin sport te dezvolți mult mai frumos, devii mai disciplinat, ești mult mai creativ și mult mai, cum să spun? Mai fericit. Chiar mult mai fericit. O stare de bine. Și plus că aș vrea să mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine și care mă ajută necondiționat, tuturor sponsorilor mei, nu știu dacă am voie să spun firmele, dar spun câteva nume. Câteva nume. Domnului Amato Zaharia, domnului Dr. Roșan, Bogdan Crețu, Mihaela și tuturor celor care mă cunosc, doamna Luciana Merlușca, tuturor celor care mă cunosc, le mulțumesc din tot sufletul meu pentru tot ceea ce fac pentru mine. Doamna Nenu, vă mulțumesc din suflet că ați fost în această seară la Spune-mi Cum. Vă doresc să aveți parte numai de bine și să duceți la bun sfârșit cât mai multe maratoane. Mulțumesc, Doamne ajută, și dumneavoastră la fel. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați stat cu noi până la final. Dacă v-a plăcut povestea de astăzi, vă aștept să interacționăm pe canalul nostru de YouTube A7 TV. Nu uitați, ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră 20 cu noi povești de viață. Eu sunt Antonia Fudulu, iar vestimentația mea a fost asigurată de Glamo. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.